În fiecare zi ne trec prin mână zeci de bancnote, unele mai noi și altele mai vechi. Totuși, mulți dintre noi s-au întrebat măcar o dată unde se fabrică fizic aceste bancnote. În urmă cu câțiva ani, în România se produceau doar bancnotele de 1, 5 și 10 lei, iar bancnotele mai valoroase se făceau în Elveția, una dintre cele mai sigure țări din lume. Astăzi, lucrurile s-au schimbat radical. Toate bancnotele sunt realizate la Imprimeria Băncii Naționale, care are sediul în zona de sud a Bucureștiului, pe strada Luica, și este singura instituție de acest gen din Europa care tipărește bancnote pe suport de plastic. Bancnota din plastic este cu 30% mai scumpă, dar de 6 ori mai rezistentă decât cea din hârtie. Bancnotele sunt fabricate cu atenție și conțin elemente de securitate pentru a preveni falsificarea. După ce sunt gata, bancnotele sunt încărcate în mașini blindate, iar apoi sunt transportate sub escortă la Banca Națională. Când vine vorba de monede, acestea se fabrică la monetăria statului. În fiecare an, din aproximativ 6.000 de tone de metal, se fac peste 1 miliard de rondele din oțel și alamă, adică viitoarele monede de 1, 5, 10 și 50 de bani. Materia primă, care vine din Franța, Marea Britanie sau Italia, ia forma banilor într-o presă care imprimă două ștampile monetare. Nici o țară nu a renunțat încă la banii mărunțiți, chiar dacă costurile monedei de un ban, spre exemplu, depășesc valoarea monedei. Banii, înainte să ajungă fișicuri în tezaurul băncii naționale, sunt verificați prima dată la mână, iar apoi sunt trecuți prin mașini de numărat mărunțiși. Ca paranteză, cu atâția bani pe mână, niciodată de când se bate monedă în România, niciun angajat al monetăriei n-a încercat să fure. Astfel, mici cantități de bancnote și monede sunt fabricate permanent pentru înlocuirea celor uzate. Cantități suplimentare sunt fabricate și lansate exclusiv la cererea BNR. Dar cine ne oprește să tipărim câți bani dorim? Ei bine, nu se pot tipări câți bani dorim, fiindcă masa monetară în circulație trebuie să corespundă cantității bunurilor și serviciilor aflate pe piață. Adică nu poți avea un salariu mai mare decât bunurile și serviciile pe care le produci. Poți câștiga doar o fracțiune din valoarea bunurilor produse. Altfel, a doua zi după salariu o să golești toate magazinele. Cererea ridicată o să ridice prețurile. Muncitorii vor cere salarii mai mari ca să poată să cumpere la prețuri mărite. În final rezultă o spirală a inflației, până la hiperinflație, adică creșterea prețurilor de peste 50% pe lună. Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale. Una dintre principalele cauze ale inflației este inflația prin monedă, emisiunea excesivă de monedă peste oferta reală de bunuri și servicii. Pentru a înțelege mai bine inflația prin monedă, să ne gândim la următoarea comparație. Gândiți-vă că 100 de lei au o putere de 100 de puncte, acoperită de 100 de grame de aur, adică aurul le dă puterea de 100 de puncte. Dacă BNR aduce încă 100 de grame de aur și nu printează bancnote, atunci puterea 100 de lei este de 200 de puncte. În caz contrar, dacă BNR nu aduce aur, dar în schimb se printează 100 de lei și în total sunt 200 de lei, atunci puterea celor 200 de lei va fi tot de 100 de puncte. Dacă BNR aduce 100 de grame de aur și printează 100 de lei, adică situația ideală, atunci relația va fi de 1 la 1. Practic, dacă se printează fără acoperire, atunci se devalorizează moneda. Dar dacă cantitățile bunurilor și serviciilor aflate pe piață cresc și nu se printează bancnote suplimentare, atunci moneda se împuternicește. Poate pe viitor o să facem un videoclip despre cum a evoluat leul în ultimii 30 de ani. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Pe data viitoare!